Angajații penitenciarului Ploiești au donat astăzi sânge chiar în interiorul instituției, folosindu-se în acest caz caravana mobilă a Centrului de Transfuzie Sanguină. Este o perioadă când oamenii noștri donatori tradiționali sunt ocupați cu muncile în agricultură. E culesul vie, e culesul porumbului, o grămadă de munci, ceea ce face ca numărul donatorilor să fie ușor scăzut în această perioadă, ajungând la 60 de donatori pe zi. Pentru a face față tuturor solicitărilor, Prahova are nevoie de aproape 100 de donatori pe zi. În întâmpinarea dorinței noastre de a avea un stoc mare de sânge, a venit Sindicatul Penitenciarului Ploiești, care a organizat o acțiune de donare mobilă la sediul unității. Este un lucru extraordinar de bun că asta completează ceea ce se donează la centru de transfuzie și face ca să putem asigura sânge pe toate grupele și pe toate RH-urile. Doctorul Hanganu ne spune că deținuții nu sunt acceptați la donare din cauza riscului extrem de mare de boli transmisibile. Interdicția la donare se păstrează pentru aceștia timp de un an după ce au fost eliberați. Spuneați că astăzi au venit să doneze doar cei curajoși. De ce? Avem colegi care au salutat inițiativa sindicatului și colegi care nu au avut foarte mult curaj în a face acest gest, dar sperăm ca până la sfârșitul perioadei de donare astăzi să își facă curaj să vină. Spuneați că sunt cei care sunt în civil, sunt de la administrativ, iar cei care sunt în uniforme sunt de la operativ. Care au fost mai curajoși? Cei care lucrează pe secție, obligatoriu. Colegii din operativ sunt cei mai curajoși, întotdeauna. Adică au venit mai mulți să doneze? Mai mulți, da, mai mulți. Peste 50 de angajați ai penitenciarului Ploiești au donat astăzi sânge, acțiunea fiind o premieră pentru instituție. Având în vedere criza de sânge din spitalele orașului, aceștia au promis că vor continua campaniile de donare sânge, tocmai pentru a veni în sprijinul celor care au nevoie de ajutor.